Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Tu din vânturi faci solii, Tu ai înălțat munții, Doamne, lăudat să fii. Faci din flăcări slujitori, Tu aduci ploaie, Tu aduci nori, mare ești Sfânt Creator. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Tu ai tras linia zorilor, ai pus hotare mărilor, Tu ești Domnul domnilor. Chem pe nume selele, Tu ai creat soarele, mari sunt lucrările. Ce mare ești! Ce mare ești! Ce mare ești! Și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești! Mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Toate câte le-ai creat, îți dau slavă neîncetat, Doamne, fii-mi veci lăudat. Păi și dealul și câmpii, păsărele mii și mii, toate spun slăvit să fii. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Peste veacuri Tu domnești, din vecii același ești, Domn al slăvilor cerești. Tu în glorii locuiești, doar Tu, Doamne, poruncești, Sfânt, Sfânt, Sfânt de-a tururi ești. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Te iubesc că-și Tu m-ai mântuit.
Să citim cuvântul Domnului, cuvânt al Domnului care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 14 până la versetul 30. Cuvânt intitulat Pilda talanților. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, și altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus și i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 talanți cu el. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Ocupați locuri. Mai întâi de toate și de orice, vreau să mă alătur și eu antevorbitorilor mei și să spun din toată inima mea ca binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu nostru. Amin. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Acesta este textul spre care am fost călăuzit și predic prima dată din el. Așa că v-aș ruga astăzi să fiți îngăduitori cu mine și să vă rugați pentru mine. Pilda talanților. Pilda talanților, după cum am citit și am spus, se află în Evanghelia lui Matei, la capitolul 25. În acest capitol 25, practic sunt 3 pilde. Prima dată avem pilda celor 10 fecioare, apoi pilda talanților, care tocmai am citit-o, și apoi judecata viitoare, care este redată tot ca o pildă. Toate aceste 3 pilde au cel puțin 3 lucruri în comun.
primul lucru care l-au în comun este că toate aceste trei pilde se referă la o anumită perioadă, la un anumit timp. Primele două pilde, pilda celor 10 fecioare și pilda talanților, chiar încep cu adverbul acesta, dacă nu greșesc, atunci. Când atunci? Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte, vine mirele. Când atunci? Când vine mirele. Pilda talanților începe cu atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om. Când atunci? Un verset mai în față spune: vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Judecata viitoare, ultima pildă din capitolul 25, începe cu versetul: când va veni Fiul omului în slava sa. Toate aceste trei pilde au ca finalizare, ca împlinire, acel moment când va veni și va reveni Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Al doilea lucru pe care l-au în comun aceste trei pilde este faptul că toate trei împart pe creștini în două părți. Pilda celor 10 fecioare împarte pe creștini în fecioare înțelepte și fecioare neînțelepte, într-o proporție de 5 la 5. Pilda talanților împarte și ea pe creștini în două. De data aceasta, doi robi buni și credincioși și un rob viclean și leneș, 2-1. Ultima pildă din capitol, pilda judecății viitoare, împarte și ea creștinii în două, în funcție de ce fac și ce nu fac. Dar de data asta nu se mai specifică procentajul. Al treilea lucru care l-au toate aceste trei pilde în comun este faptul că toate trei se finalizează cumva cu o judecată. 5 fecioare înțelepte care au și un de lemn intră la nunta mielului. 5 neînțelepte plecați că nu vă cunosc. 2 robi harnici, buni și credincioși, primesc din partea stăpânului această titulatură de bun și credincios și ce le spune la 2? Intrați în bucuria stăpânului. Cel de-al treilea primește altă titulatură, alt viclean și leneș și spune: aruncați-l unde? În întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. În cea de-a treia pildă, tot la fel. Cei care fac ce scrie acolo, spune Domnul: veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Celor care nu fac ce scrie acolo, dumneavoastră cunoașteți Sfintele Scripturi, spune cuvântul Domnului că aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică, în pedeapsa veșnică. Pilda talanților. Revenim la pilda talanților. Pilda talanților. Tălmăcirea pildei talanților, eu zic că este simplă și pe înțelesul tuturor. Este vorba despre un stăpân
care se pregătea să plece într-o altă țară. Și a chemat robii, le-a încredințat averea și spune cuvântul Domnului, în versetul 19 citit, căci după multă vreme, după multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cine este stăpânul? Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. El a venit pe pământ și după multă vreme, deja au trecut 2000 de ani și nu știm, și nu știe nimeni cât va mai trece, el se va întoarce și va cere robilor săi socoteală. Cine sunt robii? Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi suntem robii. Ce sunt talanții? Talanții reprezintă mai multe lucruri. Talanții sunt darurile Duhului Sfânt, care aduc roadă, Duhul Sfânt care aduce roadă noi. Talanții este, talentul este orice dar pe care robul îl primește de la stăpân. Este viața ta, este sănătatea ta, sunt abilitățile tale cu care ai fost înzestrat, înțelepciunea ta, vederea ta, energia ta, mintea ta, casa ta, mașina ta, familia ta. Toate sunt daruri primite de la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Tu nu ai nimic al tău. Eu nu am nimic al meu. Toate sunt primite de la Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Mi-am structurat cuvântul meu și din această dimineață cam în trei etape, în trei. Vreau să vă vorbesc ceva despre stăpân. Vreau să vă spun în această dimineață 7 lucruri despre stăpân. Apoi vreau să vă spun 7 lucruri despre robi în general. Și la urmă, cât timp vom mai avea, fără să vă plictisesc, vreau să mă opresc asupra celui de-al treilea rob. Și am zis să încep cu ce este cel mai greu. Știți ce este cel mai greu? Să vorbești despre stăpân. Asta este cel mai greu. Și vreau să vă spun așa cum, să mă repet, 7 lucruri despre stăpân. În primul și în primul rând, spune cuvântul Domnului că stăpânul acesta se pregătea să plece și a chemat robii săi și le-a încredințat avuția. Primul lucru care vreau să vă-l spun despre stăpân este că stăpânul era foarte bogat. Și mă vei întreba, dar de unde ai scos asta? De unde știi? Hai să vă spun. Am fost curios. Am fost curios. Deci, stăpânul îi dă primului rob câți talanți? 5. Al doilea câți îi dă? 2. Cât s-a făcut? 7. La al treilea cât îi dă? Cât s-a făcut? 8 talanți. Deci 8 talanți le încredințează robilor. În afară de ce o lua cu el. Că nu a plecat el în călătorie cu punga goală. Am fost curios să văd cam cât ar valora cei 8 talanți. Și am căutat și am văzut că pe timpul Domnului Iisus Hristos se foloseau cam două talanți. Una era de 68,4 kg și una era de
34,2 kg. Dacă o iau pe cea mai mică, 34,2, și înmulțesc cu 8, îmi dă 273,6 kg. Dacă talentul era de aur, la un aproximativ 300 de roni, gramul de aur, știți la ce sumă am ajuns? Aproximativ 17 milioane de euro. Asta în cazul în care talanții erau de aur. Dacă talanții erau de argint, suma este mult mai mică. Dar vreau să vă spun că stăpânul acesta era extrem de bogat. Extrem de bogat. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun despre stăpân este că stăpânul acesta este bun, este foarte bun. Și știți de ce este bun? Pentru că stăpânul ar fi putut să-și ia frumos averea și să o ducă la bancă. Dar el, în schimb, cheamă robii și le încredințează averea robilor. E bun stăpânul? Da sau nu? E foarte bun. E foarte bun. Al treilea lucru. Stăpânul este atot cunoscător, știe tot. El încredințează averea, spune, la rob fiecăruia după puterea lui. La primul de 5, la al doilea de 2 și la ultimul 1. Și vreau să vă spun un lucru. Stăpânul nu greșește niciodată. Știți cu care a avut stăpânul probleme? Cu cel care i-a dat cel mai puțin. De ce? Pentru că stăpânul îl cunoștea. Al patrulea lucru care vreau să vi-l spun despre stăpân este stăpânul are un principiu și să-l țineți minte. Și principiul stăpânului spune așa: niciodată nu-ți va cere ceva până nu îți va da ceva. El întotdeauna prima dată îți va da ceva și apoi îți va cere ceva. Amin? Al cincilea lucru. Știți? După multă vreme, stăpânul se întoarce. Ăsta e al cincilea lucru. Stăpânul se întoarce. Chiar dacă zăbovește, se întoarce. Al șaselea lucru. Stăpânul este drept. Amin? Și am să vă explic de ce. Când vine primul rob cu talanții și îi spune: am primit 5, am mai adus 5. Ce îi spune stăpânul? Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ok. Vine al doilea. Am primit 2 talanți, am mai adus 2, în plus 2 talanți. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Eu vreau să vă întreb un lucru. Dacă cel de-al treilea rob venea și spunea: am primit un talent, am mai adus unul. Ce răspuns primea de la Domnul? Același! Același! Pentru că plata este aceeași pentru toți! Intrarea în împărăția lui Dumnezeu, în bucuria stăpânului, este aceeași pentru toți! Indiferent câți talanți ai primit. Și al șaptelea lucru. Stăpânul este drept din nou când face răsplătirile.
Pentru că dacă la plată toată lumea e egală, nu așa este și la răsplată. Răsplata este pentru fiecare cât o lucrat. Cât o lucrat. Amin? Amin. 7 lucruri despre robi. În general, despre toți 3. Primul lucru. Toți 3 robi au fost robi la același stăpân. Nu au zis că ultimul l-ar fi adus din altă parte. Deci toți 3 erau în casa lui, în curtea lui, în afacerea lui, în administrația lui. Toți 3 au fost robi la același stăpân. Toți 3 îl cunoșteau pe stăpân, adevărat? Îl cunoșteau. Nu spune Biblia cuvântul Domnului de câtă vreme. La niciunul nu spune de câtă vreme. Dar toți 3 îl cunoșteau pe stăpân. Foarte important, al treilea lucru. Când stăpânul pleacă în călătorie, stăpânul îi cheamă pe toți 3. Pe toți 3 îi cheamă. Al patrulea lucru. Toți cei 3 robi, la plecarea stăpânului, primesc parte din avuția stăpânului. Chiar dacă fiecare după puterea lui. Dar nu a fost niciunul din cei 3 care să nu primească ceva, corect? Corect. Cinci. Toți 3 asistă la întoarcerea stăpânului. Toți 3. 6. Toți 3 sunt judecați și dau socoteală la stăpânului. Și mie îmi place lucrul ăsta. Știți de ce îmi place? Pentru că stăpânul, mă repet, e un stăpân înțelept. Stăpânul nu judecă pe niciunul din cei 3 robi în lipsa lui. Foarte important. Dă posibilitatea tuturor robilor să se apere. Extrem de important. Și ultimul lucru, toți 7 sunt răsplătiți, de fapt, toți 3 sunt răsplătiți, de fapt, 2 sunt răsplătiți și 1 pedepsit. În funcție de cât a lucrat. Șapte lucruri despre al treilea rob. Ca să vedem ce fel de robi suntem noi. Ce facem noi cu ce ne-a fost încredințat, cu ce nu e al nostru? Am spus să-i facem așa un mic portret, un robului celui de-al treilea. Pentru că însuși Domnul trece ușor, repede, peste primii 2 și se oprește mai mult la al treilea. Și vreau să vă spun că, aplecându-mă asupra cuvântului Domnului, am descoperit cel puțin 7 greșeli pe care le-a făcut cel de-al treilea rob. Cel puțin 7. Și nu am pretenția niciodată că voi epuiza subiectul ăsta. Dacă se ridică după mine fratele Costel, mai vorbește și el o oră din pilda talanților. Primul lucru și prima greșeală pe care a făcut-o cel de-al treilea rob, știți care a fost? A crezut că talentul este al lui și că poate face ce vrea cu el. Fals!
Cuvântul Domnului spune că de îndată ce au primit talanții, primii doi, i-au pus în negoț. Și al treilea ce a făcut? L-a ascuns, s-a dus și a săpat o groapă, groparul, și l-a ascuns. A crezut că e a lui și că poate să facă orice vrea el cu el. Uitând că de fapt nimica nu era a lui și nu-i aparținea lui nimic. În Evanghelia lui Luca la capitolul 12 avem o pildă cu un bogat care i-a rodit țarina. Și el la fel a crezut că i-a rodit țarina, îi avuția lui, face orice vrea cu avuția aia. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarile și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Dar de unde a lui? De unde a lui? Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă și bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Are cineva ceva care e a lui? Crezi că mintea ta e a ta, ți-o ia Dumnezeu imediat? Crezi că sănătatea ta e a ta? Nu. Crezi că familia ta? Crezi că orice vrei tu e a tău? Nimic nu e a tău. Absolut nimic. Tot ce ai, ai prin îndurarea Domnului. Și sunt daruri de la Domnul. Și trebuie să-i mulțumești în fiecare zi pentru ele. Binecuvântat să fie Domnul. Nu poți să faci ce vrei tu cu darurile Domnului. Nu poți! A doua greșeală pe care o face robul cel viclean și leneș este că este neascultător. În pilda citită, în pilda talanților, nu este specificat un lucru care îl găsim specificat în pilda polilor, în Evanghelia după Luca. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, în pilda polilor, o pildă asemănătoare, tot cu trei robi care vin și dau socoteală, tot cu un rob ultimul, al treilea, care și-a pus polul în ștergar, tot cu al treilea rob aruncat în întuneric, numai că acolo se specifică un lucru. Și spune cuvântul Domnului la versetul 13, spune așa, a chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoț, până mă voi întoarce, până vă voi întoarce. Puneți-i în negoț. A pus cel de-al treilea rob talentul pe care l-a primit în negoț? Poate nu a înțeles ce a spus stăpânul, dar nu a văzut pe ceilalți doi că deja îndată, spune cuvântul Domnului, e ceilalți doi deja îndată au început să pună talentul în negoț. Și ar fi putut să-i întrebe pe ei, măi, ce o zis stăpânul, dacă era ceva neclar în capul lui. Neascultare. Neascultare. Al treilea lucru care l-am descoperit la robul acesta este că s-a crezut așa cumva superior față de ceilalți doi.
Pe când, mă repet și spun, pe când ceilalți primii doi deja puseseră talentul în negoț, el s-a dus și l-a ascuns. Poate și disprețuia pe ăștia doi care munceau din greu pentru să mulțească avuția tatălui. A fost un tată care avea doi fii. Și într-o zi, cel mai tânăr, spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca la capitolul 15, s-a crezut așa cumva mai deosebit, mai înțelept față de fratele lui și chiar față de părintele lui. Și vine la părintele lui și îi spune așa: tată, dă-mi partea de avere ce? Auziți câtă obrăznicie! Dă-mi partea de avere care mi se... Dar când... Cum de ți se cuvine? Poate ți se cuvine la moartea mea, moștenirea, dar cum să vii tu să ceri tatălui tău, dă-mi partea de avere? Și tatăl său poate l-a spus: mai băiete, dar unde vrei să pleci tu cu banii ăștia, cu averea asta? Stai acasă, liniștit, ce vrei să faci? Nu, eu plec. Și tatăl nu a avut ce încotro și i-a dat partea lui de avere. Și tânărul ăsta o cheltuit tot. Și a ajuns rău de tot. Rău de tot a ajuns. Al patrulea lucru care l-am descoperit, de la citit că l-a descoperit Dumnezeu, este că robul acesta este viclean. Viclean. În momentul când vine stăpânul și cere socoteală, văzând cum pune stăpânul problema și seriozitatea stăpânului, robul ăsta își dă seama că trebuie să joace o carte de totul sau nimic. Totul sau nimic. Și îi întrebuințează o mare viclenie, dă dovadă de o mare viclenie și de un tupeu maxim. Maxim. Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Era stăpânul un om rău și aspru? Nu, nici vorbă de așa ceva. Este foarte important ce spun eu și ce spui tu despre stăpân. Foarte important. Vorbeam despre fiul risipitor, da? Fiul risipitor, chiar dacă a greșit, n-a avut atitudinea aceasta de viclenie pe care o are cel de-al treilea rob. Nu, ba din contră, fiul vine așa, și el spune, și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi duce, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chemi fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. L-a înduplecat fiul pe tată cu atitudinea lui sinceră și corectă? L-a înduplecat! Dar robul ăsta al treilea, când a venit el și l-a acuzat cu tupeul lui maxim pe stăpân: stăpâne, ești un om rău și aspru, știi? Tu seceri de unde n-ai semănat și vânturi de, și culegi de unde n-ai vânturat. E serios. Al cincilea lucru.
Tot Dumnezeu ne-l spune. Robul ăsta, al treilea, este leneș. Leneș. Și căuta să-și ascundă lenea lui prin viclenie, dar n-a putut. Că n-are cum. Aici nu zăbovesc mult. Doar vreau să spun că atât pe plan spiritual, cât și pe plan pământesc, cuvântul Domnului condamnă categoric lenea. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Amin. În, în 2 Petru 1, 5 cu 8, cuvântul Domnului spune așa: de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Deci nici leneși nu te vor lăsa să fii nici leneși, nici neroditori. Și în Efeseni 4, cu 28, vorbeam despre, și despre astea pământești, spune cuvântul Domnului așa, învăța Pavel pe Efeseni: cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui, da? Să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă, ca să dea și celui lipsit. Și în Tesaloniceni spune foarte clar: cine nu lucrează, nu mâncă. Dacă tu poți să trăiești fără să mănânci, stai așa. Deci cine nu muncește să nu mănânce. 6. Robul acesta al treilea dă o dovadă, comparativ cu ceilalți, cu primii doi, de o nepăsare crasă. Nepăsare crasă. Nu face absolut nimic, absolut nimic, ca să înmulțească avuția stăpânului. Nimic! Nici măcar, așa cum de fapt îi sugerează și stăpânul, nici măcar nu s-a obosit să meargă să ducă talentul lui la zaraf și să iei dobândă pe el. Nepăsare maximă. Probabil că nici măcar nu-l mai aștepta pe stăpân să se întoarcă. În Evrei, capitolul 2, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune așa: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Crezi că voi scăpa ușor? Sau vei scăpa ușor? Nu. No. Dacă stai nepăsător față de o mântuire așa de mare. Și sunt multe versete. Și n-am timp să vi le citesc. Ca al șaptelea lucru și mă pregătesc să închei. Ca o consecință la tot ce v-am spus, la toate cele șase, soarta acestui rob este dată și a fost așa: iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Asta e soarta robului viclean și leneș. Întrebarea care aș vrea să te macine în ziua de astăzi și să mă macine și pe mine. De fapt, două întrebări. Ce faci tu cu celui al tău? Ce faci tu cu celui al tău?
că nimic nu e al tău. Și a doua, ce fel de rob ești? Aici fiecare să se cerceteze doar pe sine. Mi-ar place să vă spun, dar aș minți. Mi-ar place să vă spun, și mă apropii de încheiere, mi-ar place să vă spun că absolut toată lumea de aici, într-o zi ne vom vedea împărăția celui fals. Eu nu pot să spun lucrul acesta, pentru că Biblia nu-mi dă voie așa ceva. Dar astăzi este timpul când să ne cercetăm, să ne cercetăm profund, să vedem oare pe aici, pe acolo, ceva din robul acela viclean și leneș găsesc și la mine? Dacă nu, slavă Domnului, dar cercetează-te bine, lasă-L pe Duhul Sfânt să te cerceteze. Și dacă găsiți ceva la mine sau găsiți ceva la dumneavoastră, astăzi este timpul să ne îndreptăm viețile noastre, amin? Eu, cu toate că știu că nu-i posibil, sau este posibil, dar dorința mea cea mai mare, sinceră din toată inima, este ca absolut toți care suntem aici, absolut toți, cu familiile noastre întregite, toți să fim niște robi buni și credincioși și să intrăm în bucuria Stăpânului nostru. Amin. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că ești în brațul Său! Iar când simți că tot în jur se prăbușește, tu să ai pace în inima ta mereu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că Lui îi aparții! Și să simți în orice zi că-ți dăruiește, când treci prin necaz, pace și bucurii. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că ești copilul Său! Zi de zi prezența Lui te însoțește și-ți dă pace în necazul cel mai greu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi,
cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui, să ai pace în mijlocul pe cazului tău. Să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor primi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi